Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Carolina Voin. Urmărim pentru început titlurile ediției. Pericol de inundații în 10 localități timișene, dar și în cartierele rezidențiale din jurul Timișoarei. Autoritățile județene au controlat zonele și au luat măsuri ca dezastrul de acum 7 ani să nu se repete. Ca să fie siguri că vor avea studenții la anul, dascălii din universități meditează gratuit pe elevii de clasa a 12-a. Pregătirile încep însă mai repede decât anul trecut, adică de mâine. Eu sunt vinovat, în primul rând, că nu m-am ascultat părinții. 7 deținuți din Aral și-au spus poveștile care i-au trimis după gratii în fața camerelor de filmat. Istorisirile lor sunt subiect de film pentru o campanie de prevenire a delincvenței juvenile ce stă să înceapă în oraș. Peste 10 localități din Timiș sunt în pericol de a fi inundate, o spun autoritățile județene care astăzi au pornit în control. S-au interesat mai ales de starea canalelor colectoare pentru ca precipitațiile din primăvară să nu creeze probleme. Și zonele rezidențiale din jurul Timișoarei au fost identificate ca fiind zone de risc. Aici s-a construit foarte mult în ultimii ani, iar canalele de scurgere au fost acoperite. Cu toate că acest canal are o lățime mai mare de 2 metri din cauza gunoaielor aruncate pe marginea lui, apa nu se poate scurge și de aceea inundă câmpul din zonă. Dacă ar avea un canal de scurgere pe strada ei, tanti Maria din Cărpiniș nu ar mai fi nevoită să-și zugrăvească în fiecare an fațada casei. Când plouă mai mult, apa se adună în curte pentru că nu are unde să se scurgă. De aici apar și problemele. E rău că scoți apa din curte cu găleata. Inundă și păsările și tot, nici nu poți să ții nimic în curte. În fiecare an, primăvara și, când, și iarna, când e zăpadă și când vin ploi mai mult, este pe câmp, pe străzi, mai jos în sat. În partea asta, acolo e mai jos pământul și acolo a ajuns. În grădină și a stricat culturile? Da, nici nu s-a putut semăna atunci acolo. Reprezentanții Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare Timiș, cei de la Direcția Apelor Banat și Prefectură, au identificat astfel de probleme și în alte 10 localități din județ. Deși nu a plouat foarte mult până acum, apa băltește deja pe câmpuri. Avem 10 zone în principiu unde ne aflăm aproape de cota de avarie și o singură zonă în care cota de avarie este depășită, dar este depășită la nivelul canalului colector către stația de pompare. Vorbim de stația Graba. Dacă autoritățile locale decid că aceste canale de scurgere să fie îngrijite de ani, NIF vor trebui să plătească o taxă de 120 de lei pe an. Noi nu putem să vedem o taxă corectă pentru că ANIF-ul trebuie să-și rezolve prima dată curățirea canalelor. Risc de inundație există și în localitățile limitrofe Timișoarei. Aici s-a construit excesiv, iar canalele colectoare au fost astupate. În lipsa lor, în cazul unor precipitații abundente, se pot produce foarte ușor inundații. Discutăm de Giroc, Dumbrăvița, unde în general oamenii au apă în beciurile caselor. Vorbim despre Cearda Roșie. În zona limitrofă a Timișorii avem 2 stații de pompare care în mare parte a anului funcționează. În Timiș sunt aproape 9.000 de kilometri de canale de scurgere. Decolmatarea acestora este foarte scumpă. Un metru cub de mâl scos costă între 4 și 10 lei. Ministerul Educației a publicat prima variantă a programei școlare pentru clasa pregătitoare. Preșcolarii vor învăța 9 materii într-o săptămână. Învățătoarele spun că materiile sunt doar o variantă dezvoltată a ceea ce au învățat deja la grădiniță, dar sub formă de joc. Micuții care trec în clasa pregătitoare nu vor fi nevoiți să renunțe la jocurile cu care s-au obișnuit la grădiniță. Printre materiile incluse în programa școlară se numără muzica și mișcarea, arte vizuale și lucru manual, dar și educație fizică și sport. Copilașii sunt pregătiți să învețe despre orice. Ce vrea tu să înveți așa anul viitor? Matematică. Ce altceva? Religie. O să-ți placă să înveți matematică? Da. Când o să fii cu un an așa mai mare, ce vrei tu să înveți? Vreau să învăț despre fluturi. Învățătoarele nu se arată deloc speriate de disciplinele pe care vor trebui să le predea sub formă de joc la clasă pregătitoare. Pe scheletul programei noastre de la clasele 1-4 s-a lucrat și acum. Este matematică și științe, este om și comunicare, este o materie nouă care prevede lucrul la calculator, dar în fază incipientă. Ca o noutate pentru copiii din această grupă pregătitoare sunt disciplinele pe care le vor studia în mod regulat
ca la școală. Programa a fost stabilită, însă deocamdată nu se știe dacă toate materiile vor fi acoperite de cadrele didactice de la ciclul primar. Este clar că învățători și învățătoare vor preda la această clasă, care bineînțeles că vor trebui să aibă niște abilități mai deosebite. De exemplu, la sport se poate coborî la învățământul primar, astfel că s-ar putea ca și la clasa pregătitoare, în caz de nevoie, să fie profesor de specialitate. Preșcolarii vor învăța între una și două ore pentru materii precum educație pentru societate, educație fizică și sport, consiliere sau arte vizuale și lucru manual. Muzica, mișcarea sau comunicarea în limba română ocupă alte două ore din programul săptămânal al micuților. Nu s-a stabilit deocamdată câte ore de matematică și religie vor face școlarii. Programa școlară va fi supusă dezbaterii publice în următoarele două săptămâni. În acest timp, dacă nu sunt de acord, ONG-urile pot veni cu propuneri de îmbunătățire. Vorbim despre această programă cu Elena Iftimie, invitata mea în platoul știrilor Analog TV, este psihopedagog. Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare dumneavoastră această programă? Ce e bun în ea? Ce ar trebui schimbat? Întrebarea pentru mine, ca și psihopedagog, este un pic cam dificilă, având în vedere că un astfel de material trebuie să studiat. A apărut în urmă cu două zile, lectura lui a fost fugitivă și sunt în calea de consecință, multe, puține. Uitându-mă totuși peste această propunere, pot să mă pronunț vis-a-vis de colegii mei, cadre didactice, care au dublă specializare, că nu va fi o dificultate pentru dumnealor să ducă un astfel de program. Deci vor fi pregătiți să interacționeze absolut cu micuții, chiar dacă sunt de specialitate și nu au avut pregătirea unor educatori care lucrează cu micuții? Absolut. Disciplinele sunt asemănătoare cu ceea ce s-a făcut până acum, cu curriculum național de până acum. Apare ceva în plus la care m-aș opri cu foarte mare bucurie, consilierea educațională. Sau privind în interior, în conținutul acestei discipline, am observat că se pune un accent pe orientarea școlară a micuților. Deci vor vedea ce abilități au copiii ca să intru mai pe viitor? Va fi un beneficiu pentru ei și la finalul acestei clase pregătitoare, în urma acelor rapoarte ce se vor întocmi ca și rezultate evaluatorii ale activității întregului an, această disciplină își va pune amprenta foarte mult și va sprijini. Dar credeți că micuții sunt pregătiți după ce au venit de la grădiniță să stea o oră în bănci cu minți să studieze o anumită materie? Cum credeți că vor reacționa la acest lucru? Acum, cunoscând activitatea colegilor mei învățători, vă asigur că acești micuți nu stau o oră în bănci, nici acum, nici cei de din anii anteriori. Activitatea învățătorilor, din câte cunosc ca metodist, este excepțională. Alternanța învățării cu activități de mișcare, sarcinile pe care le adresează, folosind strategii de organizare a colectivului, individual, în grupe, echipe, jocurile nu sunt nelipsite în ciclu primar. Haideți să vorbim puțin și de sistemul de notare. Am înțeles că în varianta aceasta de programă nu există unul și atunci cum vor fi recompensați micuții? Cum se va face diferența? Care este mai bun? Care mai puțin? Cum se va face această evaluare? Evaluarea finală? Deci evaluarea periodică, bănuiesc că va fi una. Până sigur, la semestială. Orice activitate se evaluează, da? Pe parcursul desfășurării activităților nu am văzut metodologie evaluatorie, că nu am. Deocamdată nu există despre absolut, asta. Dar în mod firesc probabil dascălii își vor nota într-un caietel fiecare elev de ce este în stare, dar nu-i va da notă sau un calificativ de care să știe copilul. În mod firesc, monitorizarea elevului trebuie făcută tocmai pentru că învățătorul de la clasa respectivă are de întocmit un raport final. Va trebui să fie foarte atent, iar metodologia va trebui să prevadă multe aspecte,
privitor la această evaluare pe parcurs. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. A fost Elena Iftimie, psihopedagog. Continuăm jurnalul. Speriați de rezultatele dezastruoase de la examenele de bacalaureat din 2011, când doar unul din trei elevi a promovat, facultățile din Timișoara au luat măsuri. Cum multe locuri de la buget au rămas neocupate, conducerile universităților au decis să ofere meditații gratuite pentru elevi. Acest lucru s-a întâmplat și anul trecut, dar efectele nu au fost tocmai cele așteptate. Cum elevii care au picat la prima sesiune a examenului de bacalaureat nu au putut să recupereze materia în doar două luni de meditații, anul acesta pregătirile încep din 3 martie. Mai toate facultățile oferă meditații la matematică, iar unele chiar și pentru limba română. Credem noi că experiența cadrelor didactice va reuși să le inoculeze în un anumit mod de a gândi, de a rezolva problemele. Este foarte important ca ceea ce facem noi să nu fie doar formal, să se refere doar la bifarea unei activități, ci urmărim substanța. Interesul e de ambele părți. Facultățile atrag astfel posibil studenți, iar părinții elevilor nu mai trebuie să plătească bani grei pentru meditații. Cred că m-ar ajuta foarte mult pentru a mă pregăti. E interesant și e un ajutor în plus. Mă gândesc că sunt la un cu totul și cu totul alt nivel. Alții mai conștiincioși, deși fac pregătire cu profesorii de la clasă, se gândesc să profite și de orele gratuite ținute de cadrele didactice din universități. Eu iau meditații tot împreună cu profesorii de la clasă, cu care avem meditații după ore, consultații, și cu profesorii în afara școlii pentru o notă cât mai bună la bacalaureat. Te duce și la meditațiile oferite de facultăți? Da, mi se pare o posibilitate foarte bună și trebuie să profităm de ocaziile acestea. Directorii de liceu spun însă că orele ținute de profesorii de la clasă, dar și cursurile suplimentare gratuite ținute în licee, sunt suficiente pentru promovarea bacalaureatului. Rostul nostru este să le oferim posibilitatea unei pregătiri suplimentare pentru bacalaureat, posibilitatea, mă rog, eliminării lacunelor care pot exista în pregătirea elevilor. În 2011, în Timiș, prima sesiune a bacalaureatului a avut o promovabilitate de 31,8%. La 4 licee din Timișoara, niciun elev nu a obținut notă de trecere. Sesiunea din toamnă nu a îmbunătățit deloc lucrurile, promovabilitatea fiind de doar 14%. O fetiță de 5 ani a ajuns azi noapte de urgență la Spitalul de Copii lui Țurcanu din Timișoara, mușcată de un câine de lupte. Animalul l-a atacat și pe băiatul care o însoțea pe copilă, dar a scăpat cu doar câteva zgârieturi. Incidentul s-a petrecut în localitatea timișoană Hitiaș. Fetița și verișorul ei se aflau la 200 de metri distanță de casă, în drum spre magazinul alimentar. În apropierea barului din localitate, un câine i-a atacat pe copilași. Un tânăr care a văzut toată scena a anunțat rapid familia, dar și ambulanța. Micuța a fost transportată la Spitalul de Copii din Timișoara. A intrat băiatul și cu nepoții să meargă la magazin pe alee, câinele au venit la ei. I-au trântit jos, au mușcat-o de piciorul drept. Și pe ăla mic are o zgârietură la barbă și la cap. Fetița a petrecut o oră în sala de operație. Medicii au asigurat pe membrii familiei că fata lor este în afara pericolului. Pacientul este în regulă, este în stare postoperatorie, evoluția este favorabilă, plângerile n-au fost cu mari complicații, sistemul osos este integru, deci un prognostic bun. Câinele care a atacat pe cei doi copii aparține proprietarului barului din localitate. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și urmează să stabilească în ce condiții era ținut animalul. Se efectuează cercetări în dosarul penal întocmit pentru proprietarul câinelui sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lăsarea nesupravegheată a câinelui și vătămare corporală din culpă. Fetița va fi externată din spital în câteva zile. În urmă cu aproape două luni, un alt copil de 6 ani din Checea s-a zbătut între viață și moarte după ce a fost atacat de o haită de câini. Joi, micuțul a fost externat. Azi, la două luni de la internare, este externat, așa că șansele au fost de partea lui. Cred că va fi în regulă prognosticul și evoluția ulterioară a vieții sale. Dacă în cazul fetiței proprietarul câinelui va răspunde penal, nu același lucru s-a întâmplat cu stăpânii patrupedelor din Checea. Polițiștii încearcă încă să îi identifice. Uitându-se în propriile solarii, gospodarii din Timiș și Caraș-Severin spun că se anunță un an cu recoltă bogată, în ciuda gerului și a zăpezii care s-au abătut în această iarnă asupra celor două județe. Spanacul și ceapa de Zăgujeni sunt deja în piețe, în timp ce salata și usturoiul de Belinț vor ajunge pe tarabă peste câteva săptămâni. Agricultorii spun că zăpada a fost aur pentru pământ. Prin topire a irigat solul și le-a oferit legumelor necesarul de apă pentru a crește. Avem ceapă verde, salată, păi ieșim pe piață ce să facem. Legumele recoltate din solariile sau serele din Caraș-Severin se găsesc deja pe piață. Da, avem de toate, suntem pe piață cu mărar, ceapă verde, spanac.
Se anunță un an bun, cum e? Da, se anunță un an foarte bun. Merge bine, chiar cu toate că a fost iarnă mai grea. Spanacul a mers bine, are frunza groasă. Nu scupim prețul, nu avem pentru ce, deci deocamdată. Nu se prea vinde, merge cam greu. Produsele românești concurează pe tarabe cu cele aduse din străinătate. Oferta autohtonă este atractivă nu doar pentru gustul deosebit, ci și ca preț, pentru că deocamdată agricultorii nu au scumpit marfa. Și din greșelile altora se poate învăța. Au mizat pe acest lucru și autoritățile din Arad, care s-au folosit de deținuți ca să realizeze filmul din campania de prevenire a delincvenței juvenile ce stă să înceapă în oraș. 7 pușcăriași au stat în fața camerei și au povestit ce fapte i-au trimis după gratii. Documentarul va fi prezentat în următoarele luni în liceele din Arad. Eu sunt vinovat, în primul rând, că nu m-am ascultat părinții. Protagoniștii din film au de executat ani grei de închisoare pentru furt, falsificare de bani sau chiar pentru omor. Eu sper că acest film va avea un impact puternic asupra tinerilor din societate și sper din tot sufletul să nu calce pe urmele pe care am călcat noi și să ajungă aici. Sper ca cei ce ascultă și văd reportajul ăsta să nu asculte și să nu vadă doar cu ochii, ci și cu inima. Deoarece emoțiile trăite aici nu sunt un teatru și nici un film, ci sunt cât se poate de reale și de dureroase. Filmul a fost lansat astăzi în sala mare a Consiliului Județean. Conducerea penitenciarului își dorește însă să îl popularizeze în toate liceele arădene. Asta este și scopul acțiunii de astăzi, de a-l populariza și de a familiariza reprezentanții inspectoratului școlar cu acest tip de abordare a prevenirii delincvenței. Sper să fie un film apreciat de tineri și care să transmită un mesaj foarte bun și foarte important pentru ei și să nu ajungă în acel loc, adică la penitenciar. Realizatorii filmului, Inspectoratul Județean de Poliție Arad, Penitenciarul din Arad și Fundația Proprietenia au pornit de la ideea de a ieși din tiparele unor lecții obișnuite de prevenire a delincvenței. În prezent, în penitenciarul de maximă siguranță din Arad sunt 1200 de deținuți. Peste 80% au vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. De 3 amânări a fost nevoie pentru ca întâlnirea care va decide viitorul lui Poli să fie bătută în cuie. În ceasul al 12-lea, liderii partidelor politice din Timiș se vor așeza la aceeași masă cu Marian Iancu și suporterii al Violeți. Întrunirea convocată de Asociația Drucheria are loc marți. Facem un apel la dialog și comunicare între toți cei implicați în subiectul Poli. În urma acestei întâlniri ne așteptăm la o rezolvare de urgență a situației în care se află Politehnica Timișoara și fotbalul timișorean, anunță Asociația Suporterilor Timișoreni, care a trimis invitații personale către Marian Iancu, Gheorghe Chivorchean, Adrian Orza, Aurel Șerban, Constantin Ostaficiuc, Nicolae Robu și Titu Bojin. Iancu, Chivorchean și Orza și-au confirmat deja prezența. Încă o înfrângere pe teren propriu pentru BCM Danzio. Alvioletele au pierdut partida cu CSM Satu Mare 59-76. Timișorencele au evoluat mult sub așteptări și au fost conduse în permanență pe tabelă. Extrem de supărat la final, antrenorul Lyubomir Kolarević și-a atacat jucătoarele. Dacă jucăm caz, nu o să batem nici Sfântul Gheorghe, o echipă de junioare. Sunt profesioniste, joacă pentru bani, dar nu e normal ca azi eu să fiu cel care vrea cel mai mult să câștigăm. Sunt foarte supărat și mai bine dorm o noapte decât să spun prostii acum. În schimb, Dan Fleșeriu spune că jocul a fost mai greu decât pare. Nu, cred că scorul care este acum pe tabelă spune, de fapt, realitatea din teren. Cred că se putea să fie mai strâns. Cele de la Timișoara au prins astăzi o zi mai slabă ca și procentaje la aruncări. Danzio e în continuare pe locul 8, dar simte deja că sportul principal a rivală la un loc de play-off vine puternic din spate. Sunt o echipă schimbată. Au adus câteva jucătoare foarte bune și va fi dificil. Dacă jucăm așa, nu avem nicio șansă. Alvioletele joacă etapa viitoare în deplasare cu Universitatea Cluj. După 3 luni de pauză, Robert Șarovici a revenit pe parchet. Pivotul echipei BC Timișoara a bifat primele minute în meciul cu Toru Skopje din Liga Balcanică. A fost puțin ciudat, de-abia așteptam să revin pe parchet. Am fost foarte emoționat. Am jucat doar câteva minute. Mă voi lupta pentru a-mi câștiga din nou locul în echipă. M-am simțit bine după meci. Am fost puțin obosit. Am resimțit mici dureri în tot corpul, dar e normal. Veștile bune se opresc însă aici pentru sârbo-german. Șarovici nu a făcut deplasarea la Mediaș cu echipa pentru jocul cu Gazmetan. First, of course, have to get in shape again.
Mai întâi trebuie să-mi revin fizic. Am făcut doar câteva antrenamente până acum. Voi încerca să fiu apt 100% cât mai repede cu putință. Pivotul al Violeților s-a accidentat în luna noiembrie tocmai într-un meci cu Gazmetan Media și a suferit o operație la gleznă. Universitatea Timișoara joacă sâmbătă ultimul meci din sezonul regulat. Studenții se deplasează la Dej pentru jocul cu Unirea. Antrenorul Sorin Grădinaru nu speră la prea multe în meciul cu ardelenii. Sincer, nu fac iluzii nici de data asta, din păcate. Câștigând doar un meci din 24, vă dați seama care e eficiența muncii noastre. Timișorenii se pregătesc apoi pentru meciurile de play-out, acolo unde cel mai probabil o vor întâlni pe CSM București. O echipă peste noi, la drept vorbind, dar jucându-se după sistemul cel mai bun din 5 jocuri, orice e posibil. Eu am spus că ne vom bate până la ultima minge, indiferent care va fi deznodământul acestei ediții a campionatului. Bănățenii au o singură victorie în campionat, dar speră că vor reuși minunea și vor rămâne în prima ligă. În aceste meciuri noi nu avem nimic de pierdut. Cei care vor avea de pierdut sunt echipele mai bine clasate. Și în aceste condiții zic că avem și șansa noastră în care trebuie neapărat să credem dacă dorim să evoluăm și la anul în prima divizie. Partida cu Unirea Dej va avea loc sâmbătă de la ora 17. Vremea și vizele țin ruibiștii Timișoarei departe de meciurile de pregătire. Chester Williams nu are drept de intrare în spațiul Schengen, iar RCM a fost nevoită să-și anuleze amicalul cu Estergom, pe care trebuia să-l dispute sâmbătă în Ungaria. În aceea situație, cu antrenorul bănățenilor mai e și secundul Martinus Lini, dar și cei 5 jucători din emisfera sudică. În aceste condiții, galben-albaștri încearcă să perfecteze două amicale pentru mijlocul săptămânii viitoare, cu Steaua și Stejarul Buzău, echipă din divizia națională. Chiar și așa, Chester Williams nu mai are timp să pună pe roate angrenajul RCM-ului până la debutul noului sezon. Prima etapă se dispută pe 24 martie. Între timp, la echipa timișoreană a revenit și Petru Bălan, care a întărit linia întâi a echipei. În acest moment, RCM mai are numai 3 jucători pe postul de pilier, Pungea, Țăruș și nou venitul Militaru. Un nou jucător va fi legitimat săptămâna viitoare. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. Pericol de inundații în 10 localități timișene, dar și în cartierele rezidențiale din jurul Timișoarei. Autoritățile județene au controlat zonele și au luat măsuri ca dezastrul de acum 7 ani să nu se repete. Ca să fie siguri că vor avea studenții la anul, dascălii din universități meditează gratuit pe elevii de clasa a 12-a. Pregătirile încep însă mai repede decât anul trecut, adică de mâine. Eu sunt vinovat, în primul rând, că nu mi-am ascultat părinții. 7 deținuți din Arad și-au spus poveștile care i-au trimis după gratii în fața camerelor de filmat. Istorisirile lor sunt subiect de film pentru o campanie de prevenire a delincvenței juvenile ce stă să înceapă în oraș. Puteți revedea știrile noastre pe pagina de internet analogtv.ro. Iar dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile sau fotografiile surprinse pe adresa știrea@analogtv.ro sau sunați la numărul de telefon 0256200203. Un reporter Analog TV va prelua apelurile dumneavoastră. Sunt Carolina Voin, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Vremea va fi în general frumoasă cu temperaturi obișnuite pentru această perioadă, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, cerul va fi variabil. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări din sector nordic. Pe arii restrânse va fi ceață. Minima nopții va fi de 1 grad Celsius la Arad și la Șiria. Mâine vremea va fi în general frumoasă, dar se va răci ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest, cu unele intensificări. Dimineața va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi de 6 grade Celsius la Șiria și 9 la Arad. În Caraș-Severin, la noapte, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în zona de munte, unde va ninge slab. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări dinspre nord. La munte, vântul va sufla tare, cu viteze care vor depăși la rafală 50 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră. Pe arii restrânse va fi ceață. Temperaturile minime vor fi de 1 grad Celsius în Reșița, 3 în Caransebeș și Oravița și 4 în stațiunea Băile Herculane.
Mâine, în județul Caraș-Severin, vremea va fi în general frumoasă, dar ușor mai rece și cu cer variabil. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest, iar la munte va sufla cu putere, atingând la rafală 50 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră. Noaptea și dimineața va fi ceață. Maximele vor fi de 7 grade Celsius la Oravița, 8 în Reșița, 9 în Caransebeș și 10 în stațiunea Băile Herculane. Și timișenii au parte la noapte de vreme normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări din sector nordic. Izolat va fi ceață. Minimele sunt de 2 grade Celsius la Lugoj, Jimbolia și Sân Nicolae Mare și 3 grade în Timișoara. Mâine în Timiș vremea va fi frumoasă cu cer variabil și vânt moderat dinspre nord-vest. Maximele vor fi de 9 grade Celsius la Lugoj și 10 la Timișoara, Jimbolia și Sân Nicolae Mare. În Timișoara, la noapte, vreme potrivită pentru data din calendar. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat cu unele intensificări din sector nordic. Pe arii restrânse va fi ceață. Temperatura minimă va fi de 3 grade Celsius. Mâine vremea va fi frumoasă, dar se va răci ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest. Temperatura maximă va fi de 10 grade Celsius. Duminică vremea va fi în general frumoasă, dar rece, îndeoseb dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat din sector nordic. Dimineața va fi ceață. Minimele vor fi de minus 6 grade Celsius în Arad și minus 5 în Caraș-Severin și Timiș, iar temperaturile maxime vor fi de 5 grade în Arad și 6 în Caraș-Severin și Timiș. Luni vremea se menține în general frumoasă și rece, îndeoseb dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord. Dimineața va fi ceață. Minimele vor fi de minus 5 grade Celsius în Arad și Caraș-Severin și minus 4 în Timiș, iar temperaturile maxime vor fi de 5 grade în Timiș și 6 în Caraș-Severin și Arad.